Astăzi este ultima zi de completare a cererilor pentru compensații la energie pentru luna noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, timp de 25 de zile au fost depuse peste 700.000 de solicitări. De luni va începe prelucrarea datelor, iar la începutul lunii decembrie, cetățenii vor fi informați în ce categorie de vulnerabilitate au fost plasați. E bine, la un moment dat și am decis că acest moment să fie data de 25, noi punem stop și analizăm aceste date, le trecem prin toate filtrele, prin cele 9 baze de date, de exemplu, serviciul fiscal și veniturile pe care le cunoaștem, Casa Națională de Asigurări Sociale, toate pensiile, indemnizațiile și așa mai departe, birourile de credit și multe altele. Se face o analiză globală a veniturilor gospodăriei și noi estimăm că la începutul lunii următoare, pentru că este un proces care totuși durează, solicitanții vor putea vedea chiar în cabinetul personal. Potrivit ultimelor date prezentate de minister, până acum au fost depuse peste 700.000 de cereri, dintre care doar 32.000 au fost completate ieri. Cetățenii vor putea depune solicitări și după 25 noiembrie, doar că după această dată, ele vor fi luate în calcul începând deja cu luna decembrie. Totodată, cei care nu vor fi de acord cu gradul de vulnerabilitate vor putea depune o contestație. Dacă solicitantul nu este de acord cu categoria, poate scrie o cerere motivată la Ministerul Muncii și noi vom analiza aceste cazuri, vom vedea ce s-a întâmplat caz după caz și dacă sunt necesare intervenții din partea noastră. Una dintre cele mai mari probleme semnalate de cetățeni în procesul de înregistrare este nefuncționalitatea liniei verzi. Potrivit ministrului Alexei Buzu, unul din doi cetățeni nu reușeau să vorbească cu un operator. Într-adevăr, noi cred că avem o rată de 50% din toate, cam așa, 50% din solicitări la această linie la care nu reușim să ajungem. În acest an avem mult mai multe apeluri telefonice comparativ cu anul trecut. Noi ne cerem scuze pentru toate inconveniențele, ceea ce noi solicităm cetățenilor este să aibă un pic de răbdare, să persevereze. Aceasta este o lecție învățată, ca atât până la sfârșitul sezonului rece, noi vom extinde echipa de suport tehnic, dar și în anul viitor ea va fi mult mai mare. Estimările arată că în perioada sezonului rece, la fel ca anul trecut, circa 760.000 de gospodării vor beneficia de compensații la căldură. Dacă printre solicitanții de ajutor la contor se numără și deputații, am încercat să aflăm chiar de la ei. Dumneavoastră personal ați aplicat la contor? Am aplicat, mă rog, pentru că e, mă rog, statistic, așa, e, cred că e un exercițiu bun pentru stat să fie această bază de date, să fie o cunoaștere bună a nivelului de vulnerabilitate pentru fiecare cetățean. Nu, cred că mă aștept să promit că ceva. Nu am completat-o nici anul trecut, nici în acest an. Eu consider că beneficiarii, noi nu avem dreptul moral, să zicem așa, să completăm astfel de cereri. Ori în Republica Moldova sunt persoane care au mai mult nevoie de acest suport. În acest an, guvernul va aloca suma de circa 2,9 miliarde de lei pentru compensații la energie, fiind stabilite 7 categorii de vulnerabilitate, adică cu 2 mai mult decât anul trecut. Din fondul total, aproape 2 miliarde vor fi sub formă de reducere a facturii, iar puțin peste 1 miliard se va acorda sub formă de compensații cetățenilor care se încălzesc cu lemne, cărbune sau alt tip de combustibil.